Ia scrisoarea asta! Ce fac cumva? Ce, signor? Treci prin față, ești în genunchi, da? Prinde-l de... cu mâna de aici, da? Am fugit, am și venit, signor! Te-ai ridicat, ai plecat, ai trecut de el și te-ai oprit așa. Dacă o poantă către public sau către partener nu merge, asta nu este vina unui tip de relație, ci este vina interpretului care n-a știut să-și dozeze bine jocul. Sunt pentru doamne! Sunt pentru la fel din ei, din Barcelona! Contează foarte mult ritmul. Foarte mult ritmul. Dacă întârziem o secundă în acest gen de teatru, comicul nu mai iese. Din nefericire, dacă nu va ieși vreo scenă la nivelul la care ne dorim noi, nu o să iasă pentru că nu o să punctăm exact. Și atunci, din toată nebunia aia, Radu e sigur. Da, sigur! Ținem floarea aia mai sus. Da, sigur! Și ține floarea aia mai sus! Ține floarea aia mai sus! Ridică floarea aia mai sus! Așa, dinăuntru meu, încă nu-mi dau seama exact toate mecanismele mele comice. Cele 5 foi sunt puse deoparte pe pian, bun. Pentru că dacă ți arunc 100 de foi, iar e burtă pentru că trebuie să strângi 100 de foi, da? Nu știu ce! Trebuie să stabilești unde îi arunci. Dacă îi arunci aici și pleci, o să vină și o să fie tot îngrămădit aici și la așa. Se poate să râdă publicul? Da. Asta e o întrebare. Asta e o întrebare dificilă. Nu știu, să... Cred că să... Dacă aș fi în locul lor, să râd și eu. Gianluca, ei! Ce ducea, mă dușă, ei! La loc! Șucați că vorbele le zicem noi, da? Iubitul meu! Te așteptăm aici, mereu, din totdeauna! Regula la pantomimă în felul următor. Nu te miști când vorbește el. Bine. Deci tu te agiți, pentru că limbajul tău e mișcarea. Așa e! Te-am dorit! Comedia are niște reguli foarte stricte. Comedia are un ritm foarte strict. Adică o anumită poantă trebuie să pice într-un anumit moment, într-o anumită intensitate, ca ea să prindă. M-am folosit de toate prostiile pe care știu să le fac. Absolut. Adică dacă am un tic, îl fac ori trei. Ori trei, adică îl fac de trei ori mai exagerat. Ai făcut tot ce ți-am spus? Da! 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 Masele crăpate, lemnele spălate, rufele tăiate, fetele pupate, să-mi cadă pe spate! Aceasta a fost o scenă scurtă. Ce urmează, vă zice ea? Dacă o poantă, cât de bună ar fi ea, este dată puțin mai târziu sau prea devreme, ea nu mai este receptată foarte bine de către public. Trebuie să simți exact publicul, trebuie să simți exact când o înalți și când o dai. Nu știu cum să zic, e organică treaba. Dacă simți că e comic, e comic, dacă nu, nu. Mă duc aici, mă uit la unul, mă uit la altul. Pot să-i fac de aici, nu mă duc până aia. Strop, strop. Strop, strop. Le-am dat. Deci elixirul este instantaneu. Pac! Mușchi, 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 okay, mușchi, mușchi. Cred că oamenii râd la niște mecanisme comice pe care noi le-am studiat de-a lungul acestui training pe Comedia de l'Arte. Consider că și în școală ar trebui ca printre primele lucruri pe care le învață un student să fie Comedia de l'Arte sau măcar mecanismele comice de la Comedia de l'Arte. Come on!
mult mai jos trebuie să fii când dă pe deasupra, da? Da! Evident, dacă nu ai prins momentul exact, dacă nu ești ce trebuie, unde trebuie și în momentul în care trebuie, atunci lucrurile nu se întâmplă. Trebuie să se râde la ea. Se râde. Dacă nu se râde, măcar se zâmbește. Și dacă nu se zâmbește... L-a prins! L-a prins! L-a scăpat! Urlu la un moment dat pentru că mi-a atinge cineva bastonul. Cred că se va râde când va ieși un pirat din un cufăr. Cel mai comic, pentru că l-am găsit, este momentul meu cu pirat. Dar mi se pare momentan cel mai comic. Nu e din piesa asta, o retirat! Îmi place momentelul meu singur. Apar la un moment dat și zic că sunt singur. Singur, singur pe lume. Singur în noapte. Dacă nu se va râde, chiar iar m-am gândit la asta, nu știu. S-ar putea la anumite scene care au fost lucrate mai intens, de mai demult, să se fi pierdut din prospețimea lor și la acele scene cred că nu o să se râdă foarte tare. Îmi dau seama acum dacă este un spectacol la care publicul s-ar putea să nu râdă, dar să fie foarte atent. Ceea ce e o diferență, că dacă... Eu nu-mi caut neapărat că dacă nu o să râdă la faza aia, o să zic că, sigur, spectacolul nu e o reușită și... Cea mai grea scenă este cea... Sunt două, de fapt. Cea cu popii, cu preoții și cu hoții. Cred că cea mai grea scenă pentru mine este prima scenă. 1, 2, 3! Actorie sau magie? Secvența de duel cred că este cea mai solicitantă. Mi-a fost foarte greu să învăț acest monolog, pentru că mă epuiza atât psihic cât și fizic. Alfonso! Alejandro! Adrian! În prim plan ar trebui să iasă în evidență faptul că sunt puțin amnezic, că uit. Și din casa! Și nu știu dacă mi iese așa de bine. Mi-e frică de monologul ăla. Nu voi răspunde la întrebarea asta. Nu voi răspunde pentru că ne vom descurca. Avem un tipar, ne descurcăm pe el. Prima oară ne-a ieșit, acum nu mai iese. Nu știu, cred că este o chestie tehnică. Nu din prima, nu din a doua, nu din a 100, din a 101 știu că pot să o fac. Ar trebui să fie mai aproape de panou. Ne vom întâlni mâine dimineață și cu siguranță vom rezolva acest moment. Asta a doua, Iona? Da. Dar zi, ce se fac? Cu puțin ajutor din partea lui Sergiu, care mută piciorul în poziții în care nu credeam că poate să ajungă, iese. Acum iese.
Dacă te ține... Eu nu știu ce facem, frate. Pune piciorul și vine pe spate că te ține de aici. Cioaca înseamnă să văd un picior. Atâta mi-ajunge. Stai-mă puțin, că nu trebuie să-l ții tot timpul. Așa-l ții când îi dai una. După care nu trebuie să-l ții tot timpul așa. Iar poziția ta, în loc să fie așa, o să fie puțin așa. Stai-mă, că ne chinuim degeaba. Dar stângul! Lasă-te pe spate, lasă-te pe spate, lasă-te pe spate. Așa, bagă piciorul. Așa trebuie să o ții. Ești mai înalt decât mine, deci e ok. Ai, fine, mai că ea vrea să fie ajutată când își ridică piciorul. Dacă o ajut, mi se vede mâna. Nu, frate, tu o ții și face ea. Dar ea nu poate să și stea să și facă. Dacă tu o ții, ea face. Ok. Da? Nu-i problemă. Hai, pune piciorul. Vedeți? E ok. Din momentele enamorate, cred că cel mai greu ar fi un cântec pe care încă nu l-am băgat. Probabil că momentul în care cânt la pian și mai spun și un text, este greu. Este greu să le urmărești logic pe amândouă. Și nu s-a decupat în spate și nu s-a decupat asta dublat. Chiar n-a decupat, ai dă-i una, două în pământ, ca să știți că la una, două, una, două ați pornit. Da, mi-e teamă pentru momentul ăsta, nu știu dacă o să iasă, pentru că e toată lumea în scenă și gândiți-vă că sunt practic 9 ritmuri interioare care trebuie să se acordeze pentru a da un ritm exterior pe care îl percepe publicul. Ți-am spus, de deasupra lui, la cu brațul așa, dai? Bățul orizontal, dar nu da așa, că se vede că dai aiurea. Mi-am dat un băț în cap. Pentru care nu o să mă ierte niciodată. Nu este. Pentru că tu ne-ai spus că trebuie să fie matematică și dacă a ajuns Costache să facă după ureche, ceva nu e bine. Eu încerc la scena aia să ocup cât mai puțin spațiu cu putință. Așa s-a întâmplat acum și eu știu sigur că nu o să se mai întâmple. Cel puțin nu cu Arlechin. Nu dai așa. Ai înțeles? Cum să vă zic, este pentru mine, sincer, este cel mai mare prag pe care l-am avut de trecut până acum, în facultate. Am senzația că dacă trec de acest prag, care este comedia de arte, eu am ceva la sută șansă să fiu actriță. Așa-l vrut! Scenografia ajută. Sigur, mi-aș fi dorit o scenografie bogată. Ar fi fost un spectacol mai vast, mai îmbrăcat, mai colorat, copiii s-ar fi simțit altfel, dar nu ăsta a fost scopul meu principal. Scopul meu principal a fost ca ei să-și dea drumul. Să existe o explozie de bucurie, o explozie de libertate. Și aici am obținut câte ceva. În primul rând aș elimina orice formă de democrație între actori. Stropesc așa, da? Ori și eu joc, da? Ori ajung aici, da? Îi fac așa și
Și fac așa. Eu v-am spus, v-am dat două soluții, voi le luați. Teste! Să nu spuneți că nu sunt democrat. Mi se pare că ne-a oferit o libertate de care n-am profitat la un moment dat și că lucrurile s-ar fi tot întâmpla mult mai repede și mult mai... Adică fără supuneri la vot, fără păreri, eu cred că așa e mai bine, eu cred că așa e mai bine. Aha! În momentul în care a plecat cu spada, da? Te muți pe linia lui. 6. Ce la 6? Da, 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 da. Joc 6. Nu am nicio problemă, da? Uite, da. 6. Da, îmi reproșez că nu sunt mai dur. În relația cu actorii îmi reproșează toată lumea, îmi reproșează chiar și ei chestia asta. Da? De-aia mă și mai înscărpinat ca să fie cât mai civil. Nu am timp să te urmăresc. Okay. Dacă în această chestiune mea, nu mai fac nimic. Ele... Am zis să propun ceva. Ok, îți mulțumesc că propui. Propunerea asta nu merge. Din înțeles, motivul simplu că atenția trebuie dusă într-un loc. Regizorul trebuie să aibă viziunea întregului asupra spectacolului și trebuie să știe direcția în care se poartă. Asta nu înseamnă că actorii nu pot să vină cu propuneri, dar mi se pare important ca un om să ia deciziile finale. Sunt trei drumuri principale în pedagogia din toate timpurile și de toate felurile. Prima metodă este... Să spunem, dresura perfectă, în care strâng șurubul la maximum, disciplina este sfântă, biciul funcționează perfect, după metoda biciul și zăhărelul, pedepsă și recompensă, totul este foarte strâns, toată lumea face tot ce trebuie, nu lipsește nimeni, totul este un mecanism, rezultatele sunt extraordinare pe termen scurt și dezastroase pe termen lung, pentru că odată ieșiți din constrângere, să spunem, de sub bețișorul maestrului, niciunul nu va mai face ceea ce a făcut în faza aceasta, pentru că undeva în cortexul fiecăruia s-a instaurat ideea că fac asta pentru că sunt constrâns. Metoda a treia de educație este la polul opus și anume lăsăm libertatea totală, fiecare se simte creativ, fiecare nu mai este neînțeles toți sau o înțelegere totală și rezultatele atât pe termen scurt cât și pe termen lung sunt dezastroase. Nu se întâmplă nimic în afara unor scălpinături cu dreapta în stânga. A doua metodă o las la urmă pentru că ea are rezultate medii, să spunem așa, de mijloc pe termen scurt și extraordinare pe termen lung și cam aici vreau să mă plasez. Ea constă în a da studentului în primul rând țelul final foarte bine, în a-l fixa foarte bine, în a-l pune pe un drum, a-i da în mână instrumentele de lucru, ai da metode, ai da tehnici, ai da explicații, ai da bibliografii, când ai pune la dispoziție tot materialul necesar și odată ținta fixată și tot bagajul în mână, da? El ia și duce mai departe lucrurile pe care în școală le începe. Deci școala ar fi doar o inițiere și restul ar fi lucrul lui. Oamenii care au ajuns undeva foarte departe, în felul acesta au fost educați. Evident, la un moment dat, după ce au primit inițierea, începe autoeducația și el devine produsul propriei lui educații. Deci nu ne plângem, nu obosim și executăm. Mașina de executat, rolul perfect ești aici, da? Să nu te prind că spui nu pot. Da? Sau că m-am julit la genunchi, sau m-am mușcat câinele, sau fumat asta, sau dat deja. S-au dat deja. Da. Dacă eu cred că poți, tu poți. Nu e așa de simplu. Nu e așa de simplu. Cum a zis, nu așa de simplu, vii tu. Ce faci aici? E scena ta. Stai puțin, adică eu am scenă cu oricine. Stai, domnule, puțin din gură. Mi-a fi plăcut ca relațiile dintre actorii pe care îi reprezentăm pe scenă să nu arate un teatru decăzut. Adică asta nu e scena ta. Da. Și mi-a fi plăcut să încercăm să arătăm un teatru ideal, așa cum îl vedem noi. Da, este, hai să spunem, o privire ironico-critică înspre trupa de actori. De ce am făcut chestia asta? Pentru că în momentul în care am face o reconstituire istorică a unei piese de comedie de arte, ar fi un subiect care ar interesa prea puțină lume.
În momentul în care jucăm două piese în același timp și virtuozitatea actorilor se manifestă pendulând între cele două planuri, totul devine mult mai interesant. Eu am scris scena asta atât de profundă, atât de superbă. Eu, în principal, nu sunt niciodată mulțumit. Adică, dacă aș mai fi avut două sau trei luni de repetat la spectacolul ăsta, tot aș mai fi avut ceva. Am fost obligat să-l dau foarte repede. Sunt o mie de lucruri care nu-mi convin. O notă. Nota pentru ceea ce fac colegii mei, cred că este nota 10. Iar după o serie de câteva spectacole, am ajunge la un 11. Doamne ajută, nota 10. Doamne ajută! Nota 10 pentru ce fac eu, în capul meu nu s-a inventat încă. Mi-aș fi dorit ca ei, prelându-și acest spectacol, să-l considere ca un cadou pe care l-au primit și să-l ia și să-l ducă mai departe, să-l perfecționeze în timp ce-l joacă, din ce în ce mai mult. Cred că este un spectacol care poate exploda în contact cu publicul. Sincer, eu îmi doresc să văd spectacolul ăsta și peste 2 ani. Dacă ar exista un astfel de teatru, cu siguranță că el ar avea sările pline în fiecare seară până la refuz. Dar nu văd oameni care să muncească în felul ăsta atât de mult, când lucrurile se pot face și mult mai simplu.